vă ofer un moment emoționant, un moment care se leagă de această horă de pomană de care v-am vorbit. Părintele Emilian, aducătorul de bucurie, așa cum este bine cunoscut în mediul, pe internet, pe YouTube, în orice canalele media, de marele public, pentru că este o personalitate, va veni să ne spună acum câteva cuvinte. Părinte Emilian, vă așteptăm! Bună seara dumneavoastră, celor care sunteți în sală, fiți binecuvântați, ăsta este salutul meu. Mă aflu aici din trei motive. Unul este legat strâns de Petre, pe care l-am cunoscut în timpul vieții, am cunoscut și bucuriile și tristețea pe care mi-o împărtășea frecvent atunci când venea de multe ori în București și poposea la bisericuța din lemn Sfânta Maria din Voluntari. Am venit astăzi aici pentru a-i aduce un omagiu, pentru că sunt strâns sufletește legat de această valoare pe care noi, românii, astăzi o regretăm și aș vrea să mulțumesc organizatorilor că s-au gândit la cei care, iată, cândva făceau cinste și încă mai fac cinste prin cântecele pe care le auzim frecvent în media, televiziune, radio, țării noastre și poporului nostru creștin. A doilea motiv este legat de bucurie. Pentru că ne apropiem de Sfintele Sărbători, am venit să vă urez tuturor să aveți sărbători liniștite, cu pace și cu bucurie. Bucuria este strâns legată de suflet, pentru că este de fapt sursa care hrănește sufletul, este energia sufletului. De aceea folclorul, împreună cu credința, aduc bucurie sufletului și îl fac de multe ori să cânte, inima să râdă, iar cuvintele frumoase adresate lui Dumnezeu prin rugăciune ne fac să uităm de necaz. Iar a treia și ultima motivație care m-a determinat să ajung aici este aceea de a vă spune și de a vă ruga să nu uitați niciodată de Dumnezeu, să nu uitați niciodată de folclorul poporului român și să vă învățați nepoții, copiii să iubească ceea ce este frumos, pentru că frumusețea este darul lui Dumnezeu. De aceea îmi permiteți să vă dau un scurt canon tuturor celor care astăzi sunteți aici și vă rog să-l țineți minte toată viața, să fiți fericiți până când veți pleca din această lume. Sărbători fericite! Mulțumesc! Mulțumim, părinte! Cuvinte emoționante. Eu însumi am fost atât de emoționat că aproape că uitasem. Nu prea mi se întâmplă asta. Trebuia să-l introduc ceva mai devreme pe părintele Emilian, dar m-am luat cu vorba cu gândul la Petre al nostru. Toți avem o emoție, o tulburare în această seară, să sperăm că în continuare totul va decurge normal. Bine, și acum a fost. Vorbeam de maestrul Nicolae.